Bine te-am regăsit! Astăzi te voi îndruma în realizarea unei activități practice, cu ajutorul căreia vei putea fixa cunoștințele legate de arborele genealogic sau pedigree. Îți reamintesc, arborele genealogic sau pedigriul este o reprezentare schematică a gradului de înrudire dintre membrii unei familii. În cadrul activității, vei relaționa și coopera cu colegii pentru realizarea sarcinilor de lucru, astfel încât la sfârșitul lecției vei putea să stabilești concluziile obținute pe baza observațiilor făcute. Pentru această activitate practică, îți propun fișa următoare. Citește instrucțiunile, urmărește cu atenție materialele folosite și notează pe caiet etapele de lucru. Timpul alocat întregii activități este de 50 de minute. Spor la lucru! Observă diagrama arborelui genealogic al unei familii care prezintă o boală genetică. Urmărește simbolurile diagramei. Analizează cu atenție cerințele situației problemă propusă și formulează concluziile.